Vlad Crișan, Vlad Crișan. Vlad Crișan Pop. Ah, da, mai are un nume? Mădălina este cu noi în această dimineață direct. Ia uite! Ia, ce s-a întâmplat acolo, Mădălina? Bună dimineața! Ce face domnul cu cel dezbrăcat? Aflăm acum. Bună dimineața tuturor, vă salutăm de aici, din orașul de pe Someșul Mic. Nu vă speriați, așa arată o zi normală de toamnă la Cluj. Este ceață și un pic răcoare, dar asta nu îl împiedică pe invitatul meu, tânărul maratonist Vlad Crișan Pop, să se antreneze în fiecare zi aici în pădurea Hoia. Colegul meu din spatele camerei, operatorul Soche Szilard, maestrul, unicul Soche Szilard, mi-l arată acum în toată splendoarea lui pe Vlad. Bună dimineața, Vlad, și la mulți ani, pentru că el a fost ziua ta, la mulți ani magici. Mulțumesc, bună dimineața Cluj, bună dimineața România. Mă bucur că pot să alerg pentru acești copii minunați de la Asociația Magic. Și de ziua mea am fost la Arad, lângă Arad, la Căsoaia, unde am alergat 50 de kilometri pentru copiii de la Magic Camp și pentru bursele educaționale, pentru că vrem să ajutăm 100 de copii în 2021, ca după chimioterapie să primească o bursă timp de un an, în valoare de 6.000 de lei, care se ajute pentru cărți, meditații și tot ce au nevoie să se întoarcă înapoi la școală. Iar pentru ca acest lucru să fie posibil, și tu știm foarte bine, particip la cele mai dure ultramaratoane din lume, mai ales cel de la Cercul Poral, care din motive de pandemie pentru 2021 nu se va mai organiza. Știm că tu alergi de la Cluj la Constanța, cei 620 de kilometri pe care în mod normal trebuia să alergi la Cercul Polar, iar pentru ca tu să fii rezistent, alergi în fiecare dimineață, faci antrenamente și te vedem, nu ești la fel de îmbrăcat ca mine. Cum te antrenezi, Vlad? Cum rezisti la temperaturi așa de mici? Încă așteptăm frigul la Cluj. Până atunci alerg în pantaloni scurți, fac dușuri reci, fac băi în apă cu gheață și încerc să-mi expun cât mai mult corpul la frig. Și pentru că la Oceanul Arctic, din cauza pandemiei, ținuturile nordice s-au închis, am zis ce fain ar fi să facem în România o cursă 600 de 620 de kilometri și le-am propus organizatorilor, le-a plăcut ideea, am vorbit și cu echipa de la Asociația Magic și am zis că ar fi fain să alerg de la Cluj via Sighișoara, Brașov, București, să fac oprire la București, la Magic Home, poate chiar o să ne vedem cu colegii acolo când sosesc și apoi finish-ul va fi la Constanța. Și toate aceste lucruri le fac pentru ca să reușim să strângem peste 600.000 de lei necesar pentru 100 de copii cu afecțiuni oncologice și să-i ajutăm fie că se pregătesc pentru capacitate sau bacalaureat, astfel încât prietenii donează pentru fiecare kilometru pe care îl alerg. Și când vei pleca, când vei porni în această cursă pe plaiurile mioritice? Voi porni pe 1 martie, mi-aș dori poate chiar de la TVR Cluj să avem startul alături de prieteni, alături de voi și va dura probabil 6-7 zile până la Constanța și abia aștept să putem să facem acest lucru și să investim în educație, pentru că cred că dacă investim în copii, dacă investim în educația lor, de fapt investim în următoarea generație care va schimba România și chiar dacă vom salva o viață sau vom ajuta un copil să aibă succes și să schimbe lucrurile, cred că a meritat efortul. Și văd că aici în pădurea Hoia nu vii de regulă singur. Cine este aici în spatele nostru, care e un pic trist că nu-l băgăm în seamă? Da, el este King, este partenerul meu de alergat. A fost și el cu mine la Ultra Zărand. Acum în weekend am alergat împreună 50 de kilometri. El a primit medalia, a primit și un bol de guiaș. Și a fost minunat pentru că de ziua mea mi-am donat ziua pe Galantom și am vrut să strângem în prezent, cred că 20.000 de lei, prieteni care au donat și vreau să le mulțumesc și pe această cale că cred în mine și că au donat pentru ziua mea și putem să oferim aceste burse copiilor. De asemenea, văd că avem aici în spate și le ține King acum două cauciucuri foarte mari. Cumva te gândești că imită acea sanie pe care o tragi după tine când mergi la ultramaratonul arctic? Exact. Una dintre provocările pe care le-am avut la Oceanul Arctic este durerea spatelui și cu cât antrenez mai mult cu cât mă antrenez
practic la greutatea saniei, cu atât va fi mai ușor pe distanța lungă și încerc aici în pădurea Hoia Baciu să mă antrenez cât pot de bine și King este alături de mine și împreună putem să facem asta pentru copiii de la Asociația Magic. Cum arată o zi normală de-a ta, mai ales că o începi atât de vreme? Începe cu un antrenament dimineața, fie alergare, fie antrenament cu cele două cauciucuri, apoi munca la birou, familie și seara din nou ies cu King la alergat sau prin pădurea Hoia Baciu și în afară de asta antrenamentele pentru frig și încerc să fac tot ce pot în condițiile pe care le avem la Cluj. Și ai spus mai devreme că încă nu este frig la Cluj. Eu, sincer, resimt, văd că tu nu, având în vedere ținuta din această dimineață. Am văzut pe pagina ta de socializare antrenamente în condiții, să zicem, extreme pentru un om care nu face asta în fiecare zi, și anume băi în gheață, alergi în zăpadă, tot așa, doar în pantaloni scurți. Cum te-ai obișnuit? Cum a fost prima interacțiune cu un astfel de antrenament? Cumva din 2015, când am fost voluntar în tabăra Magic Camp, acolo am cunoscut un băiețel care și-a pierdut piciorul din cauza tumorii și am realizat că e o binecuvântare să ai două mâini, două picioare, să fii sănătos, să ai o familie, și de atunci am început să mă antrenez, am început să mă expun la frig, să alerg, să fac băi în butoiul cu apă, cu gheață pe care l-am pe balcon, și la început a fost greu, ca și orice lucru la început, dar pas cu pas am reușit să devin tot mai rezistent și oricine poate să facă asta. Dacă eu, care alerg de 5 ani doar, am reușit să ajut și să alerg în anumite competiții la nivel internațional, cred că oricine, dacă are motivația potrivită și curajul de a-și depăși frica, poate să ajungă departe. Limitele sunt doar în capul nostru. Și de asemenea știu că mentor în această aventură a ta a fost și Tibi Ușeriu, mai ales că și eu am citit cartea și am fost foarte impresionată de aventurile lui în ultramaratonul Arctic. Ce ponturi ți-a dat? Ce te-a învățat? Cum să faci față mai ușor acelor halucinații care apar de regulă la temperaturi extreme? Tot în tabăra Magic Camp am avut și eu șansa să citesc cartea lui Tibi Ușeriu și m-a impresionat foarte mult povestea lui și bucuria de la finish de la Oceanul Arctic, și i-am scris, i-am spus motivația pentru care vreau să alerg, dacă vrea să-mi fie mentor, și ne-am întâlnit la Cluj, am discutat despre echipament, despre cum ar trebui să mă antrenez, despre mâncare, dar momentul de halucinații și toate încercările pe care le ai pe traseu diferă de la alergător la alergător. Tibi a avut provocările lui, halucinațiile lui, eu am văzut animale sau am văzut familia care era pe, cumva luase forma aurorii boreale, am văzut oamenii dragi pe Ice Road, pe drumul de gheață, și toate lucrurile acestea cumva au fost luptele interioare ale mele, pentru că 6633 este o cursă care se duce mental, nu neapărat fizic, și am încercat cu gândul la voi, la copiii de la Asociația Magic și la toți prietenii care sunt alături să depășesc acele momente și să reușim împreună. Iar pentru asta te antrenezi din greu. Vlad, îți mulțumim că ne-ai primit în această dimineață cu tine la antrenament. Îți dorim mult succes pe mai departe și suntem alături de tine și pe 1 martie, când vei pleca în acea cursă de 600 de kilometri până la Constanța. Mulțumesc mult și nu uitați, puteți ajuta cu un SMS la 8844, mesajul Bursa, puteți dona 2 euro și putem face magie împreună. Îți mulțumim pentru această dimineață magică aici în Ceață. Dragilor, noi ne oprim aici cu povestea tânărului maratonist Vlad Crișan Pop și vă dorim o zi excelentă, însorită poate, nu așa cum este aici la Cluj, plină de ceață. Baftă!